Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Americană. Tucker Carlson, celebrul moderator de la Fox News, a fost demis de magnatul Rupert Murdoch. Culisele sunt formidabile, așa cum sunt și zvonurile, conform cărora Carlson ar putea da lovitura în alegerile prezidențiale de la anul. Rămâneți cu noi pentru detalii fabuloase. Dmitri Medvedev, nouă declarație șocantă. Fostul președinte rus spune că împărțirea Ucrainei ar evita un război nuclear. Cu ce țări ar urma să împartă Rusia teritoriile ucrainiene? Veți rămâne uimiți! Cheltuielile militare globale au crescut enorm. Războiul din Ucraina a făcut ca multe țări din fostul bloc estic să își dubleze fondurile pentru înarmare. La mijloc sunt mii de miliarde de dolari. Pentru ce ne pregătim? Cum ieșim din nebunia asta? Căutăm răspunsuri mai târziu. Dezvăluiri bombă în Washington Post. Serviciile secrete ucrainiene ar fi plănuit să lovească ținte din Rusia la un an de la începerea războiului. Cine i-a oprit pe ucrainieni să genereze haos la Moscova și cu ce preț? Aflați imediat! Alertă pe net! Au apărut din ce în ce mai multe clipuri contrafăcute cu diferite personalități, fie celebrități din lumea artistică sau sportivă, fie lideri politici. Imaginile sunt atât de bune încât juri că sunt reale. Vă arătăm în această seară interviuri false, aproape imposibil de depistat că sunt deepfake-uri. Rămâneți cu noi! E marți și e vremea viralelor. Urmează cea mai tare selecție de personaje fabuloase și imagini din mediul online. Mâncesc, mă ia căldurii, temperaturii, nu pot să mâncesc. Mă ia capul, mă ia frizoanii. Avem și câteva surprize de proporții. Nu ratați! Bună seara, doamnelor și domnilor! Este marți, mă uitam la viralele astea, puteam să le arătăm pe toate. Acum și era perfect. Doamnelor și domnilor, trio formidabil, trio de marți, Robert Ucescu, Mirel Curea, Mirel Palada, bună seara. A venit primul, primul Palada, a venit primul, am găsit. Da, este o premieră. Excepție, da. Da, e o ediție cu număr judiciar. Ce ai zis? Promite o ediție de aur. O ediție de aur. Vorbeam cu Mirel Curea. O să-l lăsăm să plătească prim. Vorbeam cu Mirel Curea înainte să începem și cu subiecte din România, dar mă încăpățânez să cred că în țara asta subiectele sunt de formă. Cum zicea și cântecul ăla cu Jana, da, e moartă, Jana se transformă, plânsul e de formă. În afară de vizita președintelui Iohannis în periplul ăsta sud-american, în Argentina astăzi, prea văd așa chestii extraordinare și de faptul că PSD vrea să nu mai importe cereale, se suspende temporar importul de cereale din Ucraina. Tu stai, mă, mai tabloide. Și am început să-mi placă mandat ăsta pe brazdă. Păi avem azi, trebuie să vezi tabloide. Ce, tacă? Mandat ăsta, probabil, am început să-mi placă de-astea, cu diversi agarici care fac diverse chestii. Avem în seara asta o cărcă. Cea mai mișto de săptămâna asta este coperta de la Cațavenci, da, care este distinsul nostru președinte cu distinsa noastră președințeasă. Așa e. Și așa scrie sus, aș da cile, da, de la mine să dansez Carmen cu tine. Exact, aș da cile de la mine să dansez. Băi, și știrea formidabilă, în sfârșit. Băi, în sfârșit am putut să aflăm o mare realizare pe care a făcut-o în Chile. În caz de cutremur, ori în Chile, ori în România, ne ajutăm unii pe alții. Dar repede. Și Arafat să semneze. El a semnat? Bineînțeles. Păi da, și Arafat a mers cu, de la de linie, a ajuns acolo cocoșat. Îți dai seama, cu picioarele amortisite. Și a dus să semneze și Iohannis a supravegheat de la distanță. Așa, să semneze bine. Semnează, pe de altă parte, înțelegem de-abia acum că se confirmă ipoteza tunelurilor dacice, prin care ajungi repede în Chile și din Chile. Uite, la asta nu m-am putut. Numai un sociolog putea să gândească. Da, bă, nu. De-abia când o să ajungem în Peru, o să avem confirmarea asta. Ea se împlindă la mii de chestii. La Inca și acolo, da. La Colca Canyon am fost eu în Peru să văd condorii. Levitează. Am avut, am niște imagini, dar nu o să le dau, ați promit, că deși vreau tabloid, cu momii care au, deci asta e altceva.
E o altă discuție. Hai să începem cu Tucker Carlson. Nu știu dacă v-a șocat știrea de emisiunii. Da. Nu, mă, și da? Pe mine nu m-a șocat, mă. Stai, mă, că hai să-l arătăm. Corect, nu știu, nu știu câți din... Dar știu românii despre cine e vorba. Tucker Carlson acuzat, suspectat de unii băieți de propagare de teorii conspiraționiste, că asta fac opozanții lui, totuși lider de audiență. Trebuie să spunem că Fox News este lider de audiență. Ce face? Să cu Google. Rândul canalelor de informații de știri din Statele Unite, Fox-ul este lider de audiență. Iar el de e parte. Bun. Domnule, e spectaculos. Ce s-a întâmplat după ce și-a dat demisia? Mi se pare fabulos. Într-o singură zi, Fox-ul a pierdut pe burse $1 miliard. Excepțional. $1 miliard după plecarea lui Tucker Carlson. Deci, practic... Trustul e evaluat la, dacă facem un calcul sumar, $20 de miliarde. Deci a pierdut 5%. 5% a pierdut pe bursă după plecarea lui Tucker Carlson. Nu am înțeles dacă și-a dat demisia sau a fost demis, deși colegul nostru ne-a zis că Murdoch, ăsta, Rupert Murdoch, la... Le Murdoch. La Bulldog ăsta, sau cum îl cheamă, la cum să zic, la eliminat din trust. Fiusul. Care e semnificația? Este acolo la fiul lui raportul. Ia zi-mi zi, mă, cum ți se pare? Ce te deranjează la în primul rând vreau să spun așa, hai să facem o analiză ca oameni care, uite... Ce înseamnă Murdoch pentru presă? De ceva vreme facem televiziune. Deci acest om a reușit să ducă, e adevărat că în media americană exista cumva genul ăsta de editorial TV, mult mai prezent decât și mai bine făcut decât la noi. Dar el a băgat aici o chestiune care a șocat cumva America, pentru că a dus și spre... a venit cu zona din online unde lucrurile erau mai acide, da? Unde a început mai directe, a început să lovească în ceea ce înseamnă aberațiile corectitudinii politice, da? A început să aducă, să rostogolească niște subiecte care erau foarte populare, cum spuneam, pe YouTube sau în rețelele de socializare, dar care în media mainstream nu erau abordate. În plus de asta... Mi-aș dori să fiu Tucker Carlson. Pe bune că mi-aș dori, înțelegi? Da. Pentru că omul e carismatic, da? E inteligent, are un joc actoricesc cu camera extraordinar de bine făcut. Oamenii, nu știu dacă el scria toate textele respective, s-au echipat în spatele lui, dar în orice caz, era, se vedea clar că au substanță, nu erau făcute așa la hai să ne așezăm la o măsuță și să vorbim, să dăm dar bunguriță. Nu vorbește complicat, vorbește foarte, foarte bine. Și atât mai spun, personajul nu este un simplu prezentator de televiziune. Acum 6 ani sau 7 ani de zile, când s-a urcat pe post prelund tronsonul de la ora 8 seara, da, la Fox News, el venea din poziția de consultant al top managementului din Fox News. Adică era un om care mai întâi arătase cam cum arată povestea în televiziune și a venit și a zis, bă, hai că fac eu un show acum și vă și demonstrez că iese ce trebuie. Ca dovadă că omul valorează o grămadă de miliarde. E un om de miliarde, de televiziune de miliarde. E, ăștia sunt din ce în ce mai puțin, inclusiv în Statele Unite ale Americii, să știți. Și la ei s-a ajuns la jurnalismul de tip popcorn. Da? De la, l-ai luat un sezon, face o emisiune, face un talk show, nu mai sunt grei. Grei fie s-au pensionat, fie au murit, fie au ajuns să facă emisiuni săptămânale. Păi iartă-mă, dar ăsta făcea niște cifre de audiență, inclusiv segmentele lui decupate cu editorialul în zona online, extraordinar de mari. Eu nu aveam zi în care să nu-mi încep cu zona de editorial a lui Tucker Carlson. Foarte mișto făcut. Puteai să fii de acord sau să nu fii de acord cu el. Asta e cu totul altceva. Da. Nu cred în varianta în care dat afară din cauza procesului. Vreau să se noteze chestia asta, că o spun acum. Nu, și se va dovedi că așa e. Pentru că el avea programată emisiune luni seara. S-a făcut publicitate unui interviu pe care l-avea de difuzat. Deci luni dimineață Fox News anunța în mod obișnuit că Tucker Carlson este... la ora obișnuită. Deci a fost o chestie, deci a fost o chestie care s-a întâmplat în câteva ore. O explozie. O explozie. S-a întâmplat ceva. Deci nu cred că el a fost concediat pentru că a pierdut la masa Fox-ul verde un posibil proces cu mașina de numărat voturi Dominion. Da? Și cu amendă de 900 milioane. Aproape o amendă, o înțelegere. Aia a fost înțelegere, ca să ajungă la proces, au ajuns la această înțelegere. Pentru mine e complicat să-mi dau cu presupusul ce s-a întâmplat acolo. În orice caz, omul, un mare autor. Unul, mare autor, mare interpret, fără niciun fel de discuție. Aici are dreptate Robert, lăsând miștourile la o parte. Are dreptate Beton Armat. Sunt foarte, foarte puțini în lume capabili de așa ceva. Nu e cum spui tu, Robert, mai sunt și pe la noi oameni care magnetizează.
Sigur. Încă mai sunt, dar sunt din ce în ce mai puțin. Încă mai sunt din ce în ce mai puțin și din păcate de ăștia tot cu părul alb. Nu vreau să dau un ceea ce vine după, pentru că nu e da, ok. Da. Ori e vina televiziunilor, ori e vina unui sistem societăți, unui sistem educațional, unei lipse de răbdare pentru a construi niște personaje, deși pe ăștia în general care au reușit nu i-a construit nimeni. Este vina a ceea ce vine din urmă, pentru că generațiile astea veneau, generațiile astea care au însemnat și mai înseamnă încă ceva în media, vin de undeva. Vin cu lecturi, vin cu carte multă. Când au scos pe gură ceva, punctează au și oamenii fundație, simt asta. Vin cu credibilitate. Exact. Ăsta nu era cititor de prompter, să ne înțelegem. Da, vorbește liber. Avea niște idei în fața. Am citit un Nu știu cât să pregătea, dar nici nu contează. Oricât s-ar fi pregătit, nici asta nici nu contează. Domne, dar este încă o chestie. Acum unde eu... E cel care a zis despre Biden la un moment dat. Știi, când plecase Biden pe peluza din toată casa Elver. Nu, senil, i-a zis direct. Nu, da. Că e senil. Ești că, dumne, s-ar putea să se întoarcă până la alegerile de anul viitor. Da. Și nu se știe când se întoarce. Dumne, acum mai este încă o chestie. Dumne, păstând niște proporții, eu am zis prin România, repet, păstând niște proporții. Bă, te duci să muncești undeva. În media vorbesc acum, în presă. Bă, tate, te duci acolo unde ți se pare că te regăsești în principiile politicii postului. Eu am fost dat afară de la 6 ziare. N-am făcut niciodată scandal. Devenisem incompatibil. Corp străin, nebunea oia cu mine în redacție. Niciodată nu i-am dat în judecată. Domnule, am povestit lui Robert dimineața, am fost dat afară de la Adevărul. Patron era... Eram redactor șef al lui Adevărul, patron era Patriciu. Avea procese. Îl arestau, plângea când ieșea din arest săracul de el. Și eu m-am apucat să scriu un editorial. De ce nu s-a făcut, de ce nu s-a fi făcut Monica Macovei căcănar? Sigur, era un clou acolo, dar lui nu i-ardea de clouri. A venit popa la Bobotează la Tudor Arghezi și preotul l-a întrebat pe Tudor Arghezi, auziți, maestri, o exista Dumnezeu? Și s-a uitat Arghezi la popă și a zis, părinte, de ce nu te-ai făcut dumneata căcănar? Monica Macovei, când a venit ministrul justiției, prima declarație pe care a făcut-o a fost că ea nu are încredere în justiție. Și atunci am întrebat, de ce nu s-a făcut căcănar? Dumne, m-au dat afară. Sigur, era un contract, dacă îi dădeam în judecată, câștigam, dar nu despre asta este vorba. Acum, dacă omulețul ăsta a fost dat afară, în urma unor avertismente, zic și eu, pe care aia îi lor fi dat, domne, vezi că politica postului este alta, vezi că nu știu ce... Era sămula perfect pe politica postului Fox News. Atunci înseamnă că e cum spui tu, s-a întâmplat ceva, un telefon de undeva, de unde putea să fie telefonul ăsta? De nu undeva foarte nu, sau s-ar putea Casa Albă, servicii de informații. Vom afla. Dacă îl casă, are și o cotă de pariuri foarte bună pentru posibile candidaturi. El a mai fost măsurat în chestiunea asta, ca să ne înțelegem. Da. Deci, el poate fi oricând un foarte tare candidat al republicanilor la președinția Statelor Unite ale Americii. Făcut special ca să nu fie știu, o... Deci, atenție, nu știu, ne dăm deci cu părere. Suntem în momentul de fapt... De asta spun, ceva s-a întâmplat. Da, spun din nou, ceva ieși din comun. Tempestivă, nu cred că are legătură cu miliardul ăla pe care știa oricum Fox News de aia și cerut să fie negociată la Masa Verde până ajunge la proces. Pentru că au zis, bă, s-ar putea să pierdem mai mult decât 900 de milioane de dolari. Da, și au negociat... Negociem, încheiem toată povestea respectivă. Dar să pe lângă ăștia să mai pierzi încă un milion la capitalizare bursieră pentru că ți-a plecat Tucker Carlson? Un miliard, scuză-mă? El nu poate să fie decât candidat republican. Bă, dar deja republicanii au prea se discută serios în Statele Unite acum. Și se caută o platformă politică pentru Tucker Carlson pe viitoarele alegeri. Platformă republicană. Eu vă propun să vă gândiți la două lucruri. Unul la mână, că dintre toți ăștia cei care suntem în platou, n-am discutat, de fapt, despre cea mai importantă știre a zilei, și acum pe bune, fără glumă, și de departe cea mai plictisitoare și mai a noastră. Vestitul președinte Joe Biden a anunțat că o să candideze din nou. Urma să spun. Într-o situație normală, asta ar fi trebuit să fie... Urma să spun, pentru că am două materiale cu Biden. Dar absolut, ca să era înțelegem... Să spună... Ca să înțelegem folosesc cât... termenul tău fabuloasă, ca să nu zic că doar îmi cer scuze, am pus ghirimele, iertați-mă, nu o să mai greșesc. Da. Ca să înțelegem cât de slab este interesul, nu spun de Biden că el e slab în sine, ci cât de slab este interesul la adresa lui Biden, faptul și că persoana, în general lumea, persoana lui, m-am uitat astăzi în știri și am văzut că s-a discutat. Dar el știe că va candida?
A văzut că s-a discutat mult mai mult despre subiectul, despre incidentul Tucker Carlson, decât despre vestită, anunță Joe Biden. Bă, e totuși șeful imperiului, cel mai mare imperiu din țara cea mai importantă din, din lume. Iar în al doilea rând, aș face o analiză inginerească, scurtă. Toți de aici discutăm că a fost dat afară. Dar nu cumva s-a cerut el? Da. Există și această variantă. Circulă ambele variante. Da. Și asta, da. Da. Știi ce se întâmplă? Săptămâna trecută... Dar nu cumva Donald Trump va fi endorserul lui Tucker Carlson în campania prezidențială? Ia să vezi exact că s-a întâmplat asta. Voiam să leg. Pentru foarte că, de o parte, este din ce în ce mai clar asocierea... Că el pe Twitter a spus că a plecat. Îmi pare nu că a fost dat afară, nu că și-a dat demisia. Donald Trump a avut un mare sprijin din partea lui Tucker Carlson de-a lungul mandatului prezidențial și așa mai departe. Deci e posibil să se ducă să facă parte din echipa lui Donald Trump? Sau să fie el? Nu știu, să fie o combinație. Săptămâna trecută, o altă figură populară de la Fox, Dan Bongino, da, a anunțat și el că el și Fox n-au reușit să ajungă la un acord pentru prelungirea contractului. Probabil că la bani. Probabil că el și-a dat seama că poate să aibă produsul lui mediatic care să nu fie legat de brandul Fox. Și poate să câștige mai mult. Se duce pe Netflix. Pe de altă parte, noi trebuie să înțelegem un lucru. Există o carte celebră, The Man Who Owned the News. Este o carte despre Rupert Murdoch. Da? Omul care deține, da, da, patronează știrile. Biografia personajului este spectaculoasă. Deci acest om de 92 de ani, al bătrân, da, creatorul unui imperiu media și așa mai departe, și a știrilor tabloid, e un personaj care a avut și probabil că mai are încă și niște strânse conexiuni cu deep state-ul american, da, și poate nu numai american, ca să spunem așa. În condițiile, e o chestiune, cum să spun, de, poate la nivelul ăsta cam așa stau lucrurile. Deci, cum la un moment dat? Și proprietarul unor tabloide britanice, de Sun-ul al lui. Dragule, deci ca să spun, deci omul este extraordinar de puternic, da, în zona asta. Din punctul ăsta de vedere, mișcările pe care le va face tot trustului media, nu numai Fox, da, News, în anul electoral 2024, un an cu o încărcătură extraordinar de puternică a Statelor, da, Americii și nu numai. E hotărâtor. Așa? E hotărâtor. Deci, și de ce să stea toți la un loc? Corect. De ce să stea toți la un loc? Faci. Corect. Bă, da. Se întâmplă, da, lucruri. Justa Kennedy, nepotului... Bă, dar eu repet... Candidați, eventuali candidați, cam slăbuți. Bă, candidați democrați, Kennedy. Păi el are profil de republican, tată. Da. El e de fapt republican. Deja. Acum, ca să nu vorbim că singura șansa democraților de a câștiga alegerile e să fie un pic republican. Este să fie un republican, corect, da. Un pic, un pic așa. Mi se pare un moment important. Atâta vreau să mai spun, da. Puneți-i în oglindă, apropo de cei care sunt la linia de star, să spunem așa, că ar trebui să voteze așa de la distanță. Nu, Tucker Carlson, Donald Trump și guvernatorul de Florida, Ron DeSantis. DeSantis, da. Dintre toți, pentru ceea ce înseamnă, dacă vrei, apetitul republicanilor, mai ales după ce l-au avut pe Donald Trump, da, da, așa, și 4 ani politică, de zile, și expresie politică. Ăsta e, fraților. Apropo de viitoarele alegeri, sigur că se fac, am mai arătat în Statele Unite tot felul de jumbojucuri pe lângă materiale tip deepfake pentru a-i pune pe candidați, pe viitorii candidați sau pe ăștia liderii politici semnificativi în diverse ipostaze. Am ales două materiale cu Joe Biden, despre Joe Biden pentru astăzi. Puteau să intre și la categoria virale, dar e cazul să dăm acum, Roberta. Nu, le băgăm acum. Există un material, un Joe Biden în varianta Jim Carrey. Există un material foarte tare și ăla cu Joe Biden mic și când ajunge să spună ceva despre femeile din administrația lui, dacă le găsești, Roberta, să-mi spui... Să nu mai fie cenzurate. Cum? Hai să începem cu Jim Carrey. Deci Joe Biden, varianta Jim Carrey. Ia dați să vedeți ce mișto e. Dați cu sunet ca lume. Sunet. Dați tare de tot, dați cu sunetul tare, nu știu cum s-a auzit pe post, dar aici în platou nu se aude. Apropo de discursurile lui Biden, alea în care își pierde șirul. Ha, ha, ha.
Bă, sărac de el, mă, frate. Bă, da, Jim Carrey e genial. Bun. Bă, este fabulos. Și la ce s-a ajuns? Poți să-l mai... Deci, deci e mai pomenit, da. Și acum Biden mic, deci chiar sunt secvențe cu Biden când era mic și Biden acum vorbind despre femei, un scurt fragment dintr-un speech de-al lui. Ia, tare. More than half of women on the, in my administration are women. Da, tu ce să în my administration are women. Dar cum e că nici nu greșește? Nu greșește. Are dreptate. Bă, frate, acum omul e o rușine mondială, vorbesc serios. Adică nu mai poți să mai candidezi încă o dată când știi că ești. Bă, vorbesc foarte serios. Ce să mai faci? Băi, eu nu știu, nu e o victimă. Bă, dar a fost... Mă la discursurile lui din anii 70-80. Da, da, era... Era ceva, frate. Da, era... Avea impetuozitate. Era politician, era... Avea carismă, bărbat bine. Eu încă refuz să cred că democrații... Eu încă refuz să cred că democrații vor merge... Bă, dar băi, iertați să fiu, am senzația pe care o aveam când îl vedeam. Mie mi-a plăcut mult de actorul ăsta. Când aveam pe bietul Iurie Darie, Dumnezeu să-l ierte. Bă, când era în ultimul hal de decrepitudine săracul de el și îl scotea nevastă sa la produs. Ca pe bunica. Da, mă. Jumătate din femeile din administrația mea sunt femei. Cumva are dreptate pentru că e o perioadă complicată. Atinge o problemă. Problemele de gen, cu nu mai știi cine e. De definire, de ambiguitate, de transformarea femeii în altceva. Am văzut un transgender de ăsta care a participat la o competiție de femei. Da, Muci a făcut-o la un judo, la ceva, deci a rupt-o în bucăți. Și foarte bine la haltere. În două secunde. Dar seama, mai e unul, mă, un halterofil care s-a declarat halterofilă. Întrebarea și s-au retras toate femeile. Nevinovirea mea este jumătatea aia care, din bărbați, ăia ce sunt, de fapt? Are pe da sunt femei. Jumătate din bărbații din administrația lui ce sunt? Sunt femei. Bă, dar e o știre. Înseamnă că atunci nu mai înseamnă că nu mai sunt ajungem la o chestiune nu de... Nu, trebuie să ducă sociologii să vadă ce. Exact, căutați pe internet o emisiune a distinsului sociolog Palada, referitor la transformarea societății. Nu pot să spun cuvântul aici, da, pentru că e cu CNA, dar o să vă plac. Aia cu ficarea. Băi, frate, dar e o știre. Nu știu dacă e o știre de astăzi, dar e o informație pe care am aflat-o astăzi. Genială. 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 Domne, niște ONG-uri dintre astea ale unor cetățeni de culoare americani din statul California au cerut, domnule, au făcut o petiție de asta, cum fac ăștia teferiștii la noi, o petiție, să li se dea $1,000,000 de cetățean de culoare pentru chinurile prin care au trecut. Există proiecte legislative. E proiect legislativ. Există un politician local din San Francisco, viceguvernator sau ceva, dragule, dintr-o zonă de aia. Păi nu, informația care propune despăgubiri uriașe. A, nu, băi, aș putea acum, păi dacă aș putea... Păi dacă poți să... Da. Bă, da, dacă poți să mă declar femeie. Păi poți să mă declar și apropo negru. Apropo de partea asta cu, nu, cu asta comunitatea de culoare, le-ați văzut pe astea... Spune negru tână. Cu Horia Croșca și Crișan. Django! Băi, frate, nu, stați un pic, că nu asta e informația. Băi, și un tip genial, guvernatorul statului Ohio, genial om. A zis, domnule, sunt de acord cu chestia asta, dar eu vreau despăgubire și pentru strămoșii mei albi care au luptat în războiul de secesiune pentru ca cetățenii de culoare să nu mai fie sclavi, să fie eliberați. Bă, și a băgat în ceasă pe ăștia. Apropo de cetățenii de culoare, uitați-vă aici. Da, asta cu Horea Cloșești. Horea, da, a apărut și Mihai Eminescu. Da. Am văzut și Heidi în varianta asta. Păi nu, asta e soluția, să-i aruncem derizoriu aici, chestiile astea tefeliste. Trebuie, așa cum România a aruncat în derizoriu comunismul, nu la fel că peste două generații, dacă mai trăim, ăștia care erau acum sunt micuți și nu știu ce votare, ei, dacă le arăți un Ștefan cel Mare mulatru și cu o pușcă în mână eventual, da, așa, nu vor avea nici nu vor avea nicio tresărie să spună că nu e ăla Ștefan cel Mare. Stai niște. Hai adică... de saltă. Bunuța asta, da. Da. Și adă? Și de saltă. De saltă. A murit Harry Belafonte. A murit. Dumnezeu să-l odinească. Un nume uriaș. Apropo de... Câte femei din generația bunicilor și mamelor noastre au oftat privind... A fost unul dintre primii cetățeni afro care au schimbat complet modul în care... ne vine la cină. Nu. Modul în care rasele... Da, mă. Îi confund cetățenii de acolo. Cântărețu, mă. Și tu discuți cu palata care știe fiind. Sine, Harry Belafonte, ăștia au fost cei care au eliminat aceste, să zicem,
asperități rasiale din Statele Unite și au creat, până la urmă, premizele pentru cuplurile mixte și așa mai departe. Dar e o altă discuție. Da. Apropo de știți ce se poate noi face... totdeauna apar și alte discuții. Da. Da. Bă, dar ce prostie e asta, mă? Mă, cine ce are, mă, da, cu ei? Mă, actorul meu, am doi actori favoriți, bă, în topul topurilor, mă, Denzel Washington și Morgan Freeman, mă. Da. Băi, eu cred că numai în capul lor e că avem ceva cu ei. Uitați-vă și voi, cum s-a schimbat lumea? Măi, oameni buni, anii 50, 60, 70, când ai avut această mișcare nobilă de emancipare, care să vorbească despre faptul că negri și albi sunt la fel și ai avut niște persoane atât de nobile care se luptă și pentru și oameni asta, atât de mișto. Ari Belafonte, da, Zini, da, Poitier, da, Martin Luther King, Louis Armstrong, și albi care se sprijine. Și cât de pertinente erau dezbaterile la vremea respectivă și ce Malcolm X care a făcut și el, a făcut niște făcute, da, și cât de pertinente erau temele și ce oameni întregi la cap erau. Aveau nimic și de ce derizoriu a ajuns cretinism după o generație. Da. Apropo de derizoriu, fiți atenți care e pericolul, următorul pericol. De fapt, îl știți foarte bine. Sunt foarte curios cum va acționa justiția și ce se va întâmpla în justiție din acest punct de vedere și cum se va schimba legislația pe planetă, pentru că ar trebui să se întâmple. Am văzut niște deep fake-uri teribile și mă gândesc în momentul în care vor ajunge, pentru că acum se poate face orice, îți pot lua vocea, poți să apari pe net, să spui orice, te poți trezi cu procese, te poți trezi că dintr-o dată ți s-a distrus cariera, viața. Uite aici, uitați-vă la Tom Cruise, urmează niște secvențe de deep fake. Nu-i dăm pe Obama, pe Trump, că sunt și faze cu Trump și cu Obama. Și dispută, de exemplu, Biden cu Trump. Au ajuns să facă orice. Uitați-vă aceste secvențe cu Tom Cruise, care nu au fost reale, nu sunt reale, dar vor fi extrem reale. De real. Dar vor fi reale, reale. Da. Da. Fiți atenți acum. Mr. Movie Star, are you nervous? I said, no, Mr. Gorbachev, I'm not nervous, I don't. He goes, well, remember how much a polar bear weighs. I said, polar bear? He said, enough to break the ice. It's the last time I've ever seen Mikhail Gorbachev. What's up, TikTok? You guys cool if I play some sports? I love it. More for the audio experience. As much as the momentum. Hey, listen up, sports and TikTok fans. If you like what you're seeing, just wait till what's coming next. I'm gonna show you some magic. It's the real thing. I mean, it's all the real thing. Bun. Se va întâmpla următoarea chestie. Închipuiesc când apare în situații, nu știu, da, se va întâmpla următoarea chestie. Din punct de vedere juridic, din alte sexual puncte de vedere, să spunem, dar din punct de juridic, se va întâmpla următoarea chestie. Dacă un fake ca ăsta este detectabil la expertiză, nu știu dacă e detectabil sau nu, spun că dacă, nu va fi o problemă. Dacă este nedetectabil la o expertiză, probele de genul ăsta vor dispărea din probatoriile instanțelor. Crezi? Ne întoarcem la, la mărturie, la perioada pretehnologică a mărturiei medievale. De ce? Va fi simplu, pentru că n-au reușit se, pixelul albastru. Se va falsifica un film cu, nu știu, Robert Turcescu, că fură... Palada, serios. Fură portofele din poșetele damelor în tramvai. Joia trecută, uite, a furat un portofel. Pac, și apare film. Bun, și el vine cu pașaportul și îmi pare rău, era la plajă în Bulgaria. Eram plecat în Grecia. Bun, atunci se vor întâmpla o serie de fapte din teste și la revedere vor fi eliminate din probatorii, ceea ce va complica foarte mult situația justiției. Pot să spun, tu duci lucrurile foarte departe. La vremea actuală, la vremea asta la care vorbim acum, așa, ca să distrugi un personaj, nu mai e necesar că e la proces. Ai urcat pe o rețea de socializare un fake de genul ăsta, da? Și o lași 5 zile. A devenit viral,
în 5 zile până ajungi tu la proces să demonstrezi că n-ai fost, că nu te-are, ăla ți arată și ce era curea, da? Stai un pic, fii atent. Gândiți-vă la... Furat din magazine. Uite-l pe Mirel Curea. Conserve. M-a șutit conserve. Le-a băgat sub fruză. Nu să face una ca asta, domnul Curea. Nu, mă, dați-mi voie să vă spun un singur lucru. Și palata asta de șase. Nu, dar gândește că ai o damă de companie pe care o pui să facă sex cu unul. Și el îi pui în față zona politicului din orice zonă. Mădălin, softurile astea vor ajunge să fie și la îndemână și a copiilor. Da, da. Și atunci nu va mai avea nicio credibilitate, nicio filmare de genul ăsta, oricât de pe bun ar fi ea. Dacă lucrurile, dacă nu vor fi detectabile la expertiză, vor dispărea din probatoriu. Hai să vă spun eu altceva. Până ajungem la chestia asta morală și juridică, vă fac o legătură așa un pic science fiction. Zilele astea s-a făcut un sondaj în Statele Unite. Domnule, care ar fi actorii cei mai măsură să vă scoată pe dumneavoastră publicul, domnul Popescu Ionescu, Mr. Smith, să ieși să vezi filme. Deci nu să te uiți la film așa, să ieși la cinema, la mall. A ieșit o listă, dintre care primii 20 sunt toți, dar toți peste 50 de ani. Gen Tom Cruise, gen Harrison Ford, Angelina Jolie, Brad Pitt, Harrison whatever. Harrison Ford e peste 70. Cum? Harrison Ford. Nu mai spun de asta. Ei bine, coroborați chestia asta cu tehnica, cu inteligența artificială și cu toată priceperea asta de deepfake și gândiți-vă la felul în care peste 30-40 de ani vom avea filme cu Tom Cruise tânăr și nu ne vom da seama de diferență. Deja în momentul de față, Indiana Jones 5 îl are pe Harrison Ford jucând din nou pentru nu știu cât a cincea oară, el bătrân, dar are și secvențe în care el este tânăr și este dezbătrânit. Păi, dragule, artificial. E făcut filmul ăla de celebru acum, este repet, cu De Niro, cu Robert care De Niro dus, dar... Nu l-am văzut. Și întinerit. Nu, da, sunt întineriți pentru că e un Robert De Niro bătrân care joacă și schimbă trăsăturile. Dar acum tu vei avea Ion Popescu, pur și simplu o dublură, căruia îi pui fața lui Tom Cruise. Cum e aici, ca să înțeleagă lumea despre ce e vorba de. Și în care fabrici produse simbolice. Și cu Humphrey Bogart, dacă vrei. Și cu Ștefan cel Mare, vorba. Câtă vreme deja ABBA sunt în turneu cu hologramele de ceva vreme deja, înțelegi? Se schimbă realitatea. Apropo de chestia asta... Probabil că așa devenim nemuritori la un moment dat. David Bowie, în 1999, am descoperit un material interesant. Așa devenim, da. Tu ai zis că nu vrei să prinzi vremurile alea, dar... Zic că băi, are dreptate. O zic că te mai gândești. V-am zis de New Romancer, citiți New Romancer, v-am zis. David Bowie, în 1999, unul dintre, hai să zicem, artiștii care sunt cumva într-un top al preferințelor mele muzicale, spunea niște chestii foarte tari despre internet. Cred că l-avem și pe ăla, păstrasem în zona de virale, dar e mai degrabă o discuție care se potrivește acum, după care mai trecem și în actualitate, ne întoarcem la niște chestii. Vă mai interesează Ucraina? Trebuie sigur că da. Iar. E mai bine David Bowie, mie îmi place mult de tot, da? David Bowie. Hai să vedem ce zicea David Bowie în Zelenski, în 1999 despre... Aveți și Zelenski din 99? Na, avem. Secvența cu pianul, da, îmi place mult de tot, să o punem pe aia. Da, mie melodia aia îmi place foarte mult, interpretată perfect. Mai ales interpretată vizual. Da. I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. It's just a tool, though, isn't it? No, it's not. No. No, it's an alien life form. What do you think, I mean, when you... think then about is there life on Mars? Yes, it's just landed here. But that's it's a simply a different delivery system there. You're arguing about something more profound. Oh yeah, I'm talking about the actual context and the state of content is going to be so different to anything that we can really envisage at the moment, where the interplay between the user and the provider will be so in simpatico. It's going to crush our ideas of what mediums are all about. Bun. Deci exact ce vă ziceam și eu. Și pe, da, partea foarte interesantă este că el vorbește despre această formă de viață extraterestră, el jucând în anii 70 într-un film al lui Nicolas Roux,
The Man Who Fell to Earth, omul care a căzut pe pământ, era un extraterestru cât se poate de... de uite, nu mai știam, el a jucat în... El a jucat în The Man Who Fell to Earth. Mai de filme, Palada e o enciclopedie. A, da, rupe, tare. Mă simt mic. Rupe. Înțelegi? Da, da, da. Între timp... Eu cred că toată școala și-a făcut-o prin cinematografie. El a mai și lucrat între... Cinematecă. El a mai și lucrat între timp, n-a vizionat doar filme. A făcut și bani. Când le faci, ai făcut și bani, când le faci pe toate, ai nu știu câte case. Și când chiulește la emisiune la tine, nu vine, e la film. Da. Sau cu barcă sau la asta. Ceva incredibil. Avem multe chestii tare astăzi, de pe jmou de la începuturi, nu o să vă vină să credeți. Ce-au mai făcut și ăștia? Da, au făcut nimic. Au început și ei la un moment dat. A, da, okay. Faze foarte mișto. Aseară am văzut un concert fabulos la București. Îmi pare rău că l-ați răspuns. Ce? La Steve Vai. Da. La ce? La Steve Vai. Steve Vai, vai. Vai, 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 în orice vai. Caz. Da. Asta a fost ceva incredibil. Oameni grei, oameni grei. Vorbeam de muzica de astăzi, nu pot să mai spun. O scos de două, trei ori, o piesă din ziua de azi. O scos cine ăștia ce fac ăștia azi? După aia nu mai suport. Nu mai fac. Cine mai ascultă azi? Pe mine de-aia, mă, pe mine de-aia nu mă sperie, mă. Pe mine de-aia nu mă sperie. Are 8 miliarde de vizualizări. Daia ministru sau care? Pe mine de-aia nu mă sperie, mă, chestia asta cu inteligența artificială. Nu mă sperie cât uși de puțin. Scriitura aia cu har și cu emoție nu va putea fi imitată. Ăștia nu pot stată să apară unul de valoarea ăstora. Un Phil Collins. Ascultați, urmări... nu va putea să vă... Și ascultați Heroes, măcar atât de la David Bowie. Tonight cu Zima, cum o cheamă. Ați văzut... Cu Tina Turner. Artă plastică făcută de inteligență artificială? Păi, tată, niște caricaturi sinistre. Niște... Bun. Ascultați de Man Who Sold the Earth. Din știrile momentului, foarte pe repede înainte... Asta cu Ucraina n-are. Ucrainenii plănuiau atacuri în Rusia, dar americanii... Cum n-a început contraofensiva, am văzut la seară la un televizion... Stai mă, că au cucerit-o... La un televizion românesc... Stai mă, păi n-au trecut, mă, Nipru. Aia nu e... Dom'le, eu la un televizion românesc am văzut aseară pe un regim de breaking news, da? Da. Cum scria mare de tot că a început contraofensiva ucraineană și că îl spulbere pe Putin, deci de nu... I-a terminat pe toți, i-a aruncă în mare, în orice... N-a început? Hai că nu te... Unde nu te angajează ăia televiziunea aia, că nu mai zici nimic? N-am nevoie, nu, mersi, ok. I'm good. E muclus. I'm good. Da, hai că am trecut la imagini de-astea. Da. Deci a început contraofensiva. Băi, acum fără glumă. Nu, mă, ideea că... Trecutul Niprului e începutul... Nu, care trecutul Niprului? Nu știu, mă. Eu vă întreb altceva. Ce se întâmplă? Ce se va întâmpla? A trecut cu o barcă cu vâsă. Ce se va întâmpla cu administrația Biden dacă... Nu? O contraofensiva ucraineană eșuează. Da. Ce se întâmplă dacă eșuează ucrainenii în acest moment? O să cadă de proști? Și o să rezulte că au sprijinit un război pe care n-au fost în stare să-l câștige. Nu se întâmplă, mă, nimica. Nu se întâmplă nimic. Au ieșuat rușii în Afganistan. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Au ieșuat americanii în Vietnam. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Și în Afganistan. Ce se întâmplă? Nimic. Niște input-uri de acolo din societatea americană că se întâmplă să fiu destul de conectat, ca să spunem așa, nu că fiimea studiază acolo, mai vorbim la telefon. Dom'le, nu există pe agenda americanilor de rând, și aici vorbim despre America, nu mediul unui, nu există subiectul Ucraina, înțelegeți? Nu există. Noi suntem robii acestei idei că televiziunile de știri, că nu știu ce, Fox News, așa, nu sunt niște televiziuni pe care să le consume americanul non-stop. La noi e vecinătatea, mă. Că dacă era războiul exact. Ăsta, era deci în America, dacă îi pui în de față să-ți arate unde pe studenți, nu pe știu, mă, unde e Ucraina, unde e Europa de Est, unde e România. Habar n-au de chestia. Da. Adică să ne înțelegem. Dacă ne pui pe noi să arătăm unde Missouri și zic să moară pisica. Păi, pe bune? Păi, pe bune? Missouri? Da. Nu, e undeva pe sus, unde crește porumbul, dar nu mă puneți să spuneți. Da, era un sat. Da. 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 La jos în Mississippi, la sus în Oltenia. Dakota, Utah, cu Ohio, ca Mitsura, Arghezi. Asta era. Și la fel și pentru americani, bă, Cehia, Slovacia, România, Ucraina, acolo. Deci Ucraina e lângă Afganistan, Afganistan e lângă Asta pentru că zice el la un moment dat de ce va însemna chestia cu Ucraina. Bă, contribuabilul american, la un moment dat, dacă ies politicieni și o să spună, am pierdut bani și în loc de... Atunci devine interesant. Da. Cât am pierdut? 50 de miliarde? Nu cam mult. Depinde acum ce o să spun. O să spun, da, dar am pierdut 50 de miliarde, dar am menținut hegemonia economiei americane, a forței noastre. Merge la ei. La ei merge, se bucură. Da. Se bucură, da, chestiunea asta. Adică există justificări pentru orice unii care vor zicea cheltuit banii ca nebunii, ați băgat degeaba banii acolo. Nu mă, spune, pe noi ne ține treci povestea asta. Ne ține treci povestea asta că e în imediata vecinătate. Că băstroie, că cerealele, că Moldova, că mor, că nu știu ce, că mutare, că un alt. Că la noi 1 miliard de dolari
dacă îl bagi în astfel de chestiuni și sub formă de ajutor către Ucraina, să simte la cum arată PIB-ul României. Păi unde trebuie să ceartă ăștia că au un deficit de un miliard și nu le iese sub De exemplu, sunt știrele zile. Iar americanii au băgat niște miliarde în războiul din Ucraina, dar pe de altă parte o să vină democratul Biden și o să le spună, bă, băieți, știți ce am făcut? I-am decuplat pe europeni de la gazul și petrolul rusesc și acum le dăm din gazul nostru de șist pe care îl avem suplimentar. Și ne dă bani, mă, ce sunteți proști? Am făcut o afacere, mă. A fost un gheșeft, mă. Ciocumic. Da, ciocumic, mă, dă-și vreți că astea sunt chestii la nivel înalt, mă. E clar că, și românii încep să se decupleze un pic de toată povestea asta. Se mută cât pot spre show-urile mari, spre reality show-urile astea obișnuite, care au mai rămas. Câți ar mai fi interesați de povestea asta că americanii ar fi împiedicat pe ucraineni să facă atentate în Moscova sau în Rusia, pe care le pregăteau, să zicem, la un an de la... Eu nu cred în informația asta. Eu este nu tot din scandalul Pentagon Leaks. Știu. Eu nu cred că documentele alea sunt scăpate întâmplător. Din documentele alea nu rezultă nicio slăbiciune de americanilor. Nu, aia e o operațiune, după dar părerea mea. Dar de ce ar fi împiedicat americanii pe Ucraina? Păi informația e alta. Dacă nu i-am împiedicat, i-am fi împiedicat noi, ei ar fi fost capabil să... Asta e informația. Adică am fost umani și morali. Exact. Exact. Noi nu asta ne-am propus. Uite ce scrupule. Noi nu asta ne-am propus. Asta e un război de apărare a suveranității Ucrainei. E cineva aici care nu crede că în viitorul, aș spune chiar apropiat, frontul ucrainean-rus, nu știu ce, nu ajunge la asta? Eu cred că e clar că la asta se ajunge. La ce? Că vom vedea atentate pe teritoriul Rusiei, da, care vor fi chiar revendicate de Ucraina. Nu, că aici se spuneau că erau niște atacuri năpraznice ale ucrainenilor pe care l-au împiedicat americanii. Dacă erau atacuri năpraznice, ucrainenii le făceau până acum de 200 de ori. Mirele, păi bineînțeles, informația e, ucrainenii sunt în stare să... Armament a aterizat în Ucraina și nu să mai știe pe unde e și cum e și așa mai departe, da? Niște bombe, niște grenade, niște una alta, la un moment dat vor ajunge într-o sacoșă, într-un avion, într-un cutare, într-o mașină, pe dedesubt, undeva, o capcană, da? În Piața Roșie, în Sankt Petersburg, nu știu ce. Da, ce, New York n-au bubuit o clădire exact, de 9-11. Vom vedea chestiile. Paris, Madrid, Londra. Vom vedea astfel de lucru. A bubuit și aia, World Trade Seven Center, în care n-a mai intrat niciun avion. În aceea zi, Dumnezeu știe ce s-a întâmplat. Aia e a treia clădire. Și tu acum ne mai încurcăm una amănânte. La câte ore diferență? La acolo 8 ore diferență. Cam bancul ăla, când era la telefon. De la căldură am înțeles că era tot cald. Telefon, a fost foarte cald, da. Ea la telefon și a zis, bă, îmi pare rău de clădirea alea, ce clădiri? Ulu, n-am ținut cont de o fusură, îmi cer scuze, o să fie mâine. Deci aia nu o să înțeleg niciodată cum s-a prăbușit. Cât de cald să fi fost, mă? Câte mii de grade au fost? Vezi, acolo încălzirea globală, cred că a fost primul moment. Dacă aveți chef de o scurtă, dar foarte interesantă paranteză, eu pot să vă povestesc rapid de tot următorul lucru. Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, colonel, inginer, genist, specialist în fizica exploziilor și în demolări controlate. Asta era meseria lui în armată. Singurul specialist din țară pe așa ceva. Tata, când a văzut cum... Tot în direct, când a văzut cum au căzut blocurile alea două și a zis cădere liberă cu accelerație G pe verticală, distrugere controlată. Da, de structură. Dar nu faptul că s-a prăbușit clădirea a treia, World Trade Seven Center, fără să intre niciun avion. Aia e la film. Au trecut-o și pe aia, mă, că dacă tot... Hai să o rezolvăm. Ideea e că dacă s-a întâmplat așa ceva acolo, vă dați seama că e posibil să se întâmple orice. Dom'le, ăla este semnalul din momentul ăla, nu știu ce s-a întâmplat exact. Din momentul ăla a început haloi, mă. Dar din momentul ăla, ăla e punctul de start al noii lumii în care am ajuns să trăim. Și al democrației. Și exact. Ăla e momentul. Da. Patriot Act în care a urmat, da? Ăla e momentul Bush. În care a și spus Bush, intrăm într-o nouă lume. La revedere. Așa a fost. Gata cu joacă, descălțarea în aer. Păi, mă frate, da. Măi frate, resturile alea metalice de acolo. Dom'le, nu n-a apucat să facă expertiză pe ele, că dacă s-ar fi făcut expertiză pe ele, s-ar fi văzut că erau retezate cu termit. Dom'le, alea imediat au fost încărcate în navele, duse la fier vechi în India. Nu s-a făcut expertiză pe structura metalică. O spun americanii, nu eu. Știi că noi când zicem ceva trebuie să ne punem și mâna în cap. Ei o spun. A fost în presa americană. De acolo am informat. Lasă-mă, ne mai încurcăm în amănunte. Bine, nu mai intrăm în detalii. Au trecut niște dintre știrile la zi, iese în evidență nenorocirea pe care a făcut-o Eva Kaili în Parlamentul European.
au mai apărut noi detalii, ar datora... Ce, aia falsificat și de conturi. Ar datora Parlamentul European în jur de 100.000 de euro, dar... Cine asta? Eva Cairi, grecoaica aia. Blonda aia? Blonda aia, sau cum. Da, sau vopsită, da. Așa. Da. Noi dezvăluie și că i-ar fi catastric ăsta, sau cum se numește, scandalul. I-ar fi, bă, ar fi ia... dosit niște bani. În firea ei, așa, aș zice. Doamne. Seamănă cu cersei un pic. Da. Vezi, s-a apucat de ciori de fată frumoasă. Bă, astea frumoase poți să răspunzi. Din diurne, din cotizații, ar fi pus pe ăștia să dea părți din, care au plecat în Qatar, de din conturi. Delegație, merg de delegație. Și-a închipuit cineva, are... mă, că... A falsificat de conturi, ca genul voi cămâi. Exact, că numai la noi sunt ăștia. Avem voie să facem comentarii rasiste și... Nu, deloc, te rog, formă, stai abții. Considerați că nu le-am... Nu, de alt, da, exact. Și încă o chestie după care trecem la viral. Vine ăsta Gerhard Karner în România, vă bucură treaba asta, ministrul de interne austriac, s-a întâmplat ceva, intrăm în Schengen sau... Nu știu, frate, vine mâine. Nu știu de ce vine. E ceva. Au venit să-i dea ăștia ceva. E totuși, după scandalul, e ceva interesant. Da, ăștia. Că pot să spun un lucru. Zicea Băsescu a venit să-și ia tainul. Pot să spun un lucru bun. Și despre Băsescu un lucru bun. Exact cum zicea, vine să-și ia tainul, că aici a avut dreptate. Doamne, dați-i ceva să notez undeva. Cruce roșie în calendar. Cruce roșie să te tai. A zis bine. A zis bine. 25 martie 2019, Curea a zis ceva bun de Băsescu. Să-i spun, de, te da, spun, da, te și spun, palada, până, te spun, și palada nu i-a dat-o palmă lui Cune. Te spun. Se schimbă ceva după momentul Schengen? Că nu știu. Acum s-a luat altceva de la români. Nu știu. Sau probabil că mimează, că e de bună credință și că el vine să vadă. Să, dar nu știu. Uite o plachetă din asta cum mi-a dat mai devreme, am primit și eu la un moment dat. Acum vreo hăt, să fie 10 ani, cred că le-au rămas în stoc. Erau, s-au luat tot cu imagini, niște plachete din astea. Uite asta. Asta. Ai primit, primit așa ceva? Da, 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 da. Nu știu, la un dat. Se dădeau așa. Ce era cu steaua? Cu ce era? Nu știu, cu ce era. Da, cu de-astea, cu Ministerul de Interne vă felicită. Ok. Uite, nu intrăm așteptați nimic de la vizita asta. Nu intrăm în Schengen. Nu intrăm în Schengen pentru că oricum... Deci ar trebui momentul... Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă o chestie foarte clară. Că Schengen nu mai există. Câtă vreme spațiul Schengen este ciuruit de imigranți care intră pe oriunde. Băi, nu, da, bă, să știți, câtă eu, vreme... Eu anul ăsta am trecut de două ori când m-am dus la schi, așa, din Germania în Austria și înapoi. E o scurtătură pe acolo, da, vă arăt pe hartă. Fratele meu, uite așa stă neamțul nazist cu automatul și verifică mașinile, zice... Nu, zicem nu, nazist, tu, așa stă neamțul. E un stereotip, da, și așa. Am, așa o, ironie, o ironie. Din, o ironie. În al doilea război mondial, da, noi am învățat că erau fasciști și naziști. Vezi că stă și la granița cu Slovacia. Da. Deci Schengen pe hârtie, dar al minteri între Austria și Germania, stă neamțul și zice tu... Da, dar nu e, tu, dar nu e control vamal, nu e... Este corect. Mă, noi nu putem... Control vamal? Vrei să știi cum sunt tirurile acolo în vamă? Unul lângă altul. Unul lângă altul. Deci persoane și mărfuri. Domne, dar cum ești de la Salzburg? Cum ești de la Salzburg înainte să treci un pot? Spațiul Schengen nu mai există. Domne, s-ar putea ca noi să intrăm în Schengen numai dacă transportatorii lor, la un moment dat, nu știu, vor determina sau o să trebuiască să aibă ei grijă de transportatorii lor, occidental vorbesc. Nu o să aibă. Să nu mai stea cu tirurile prea mult pe aici, că au ei un interes economic. Dar că ei se gândesc la noi, hai mă, și România, săracii, nu nenică. Nu se întâmplă niciodată. Nici gând. Și vă mai spun încă o chestie. Asta țineți-o minte. Nu e frumos ce zic. Noi o să intrăm unde ne bagă ei. Și ei deocamdată ne bagă bine. Da, să nu zicem. Nu, n-am zis. Încep. Atât. Exact. Deci să ținem, da, minte că intrăm exact acolo unde ne bagă ei. Bun. Nu prea au fost știri mari, în afară de deplasarea președintelui României în Argentina. Dar de ce nu vrei să vorbiți? Da, mă, da, fost treabă bună. Mie mi se pare senzațional. Da. Un turneu cu un succes excepțional. Avem imagini din Argentina? Vorbesc foarte serios. Sunteți răutăcioși. A crescut președintele pe plajă la Copacabana. Măi, el are programul, pe programul președinției. Păi zile întregi goale, alb, da, blanc. Mă sună fiecare zi și îmi spune, vezi că plec... Încă le mai. Deci, nu, Rio, da? Uitați, aici. Șeful statului... Deci bă, ce pierd domne, de vară, bă, frate. Bă. Domne, nu. Bă, ce au putut să aleagă... Voi nu înțelegeți. Ce au putut să aleagă... Cine, asta la Argentina și aici. Deci eu sunt... Este un pierd de vară, președinte. Eu sunt foarte... Nu mă vorbesc de Sassone. Sunt foarte mândru de ce au făcut românii. 10 ani de Băsescu și 10 ani de Iohannis. Meritați tot ce vi s-a întâmplat. Vai și aveți, mă, vom semna nenumărate acorduri comerciale cu ce acorduri, mă, faci mișto de noi? Se dublează de la 0 la 0. Îi vezi că de aia 10 ani de zile cu Iliescu nu scot un cuvânt? Nu.
Înțelegi? Deci 8 ani, pardon, că au fost minunați, erau mandate de 10, da, dacă punem și noi, nu de ce? Nu, păi, era mandatul de 4 ani la președinție. Deci cam tot 10, dacă punem și aia 2 ani de zile, nu știu ce care. Eu care am fost o persoană anti Iliescu. Ai, nu spuneai în momentul de față că ai căzut în admirația lui Iliescu. Nu n-am ajuns la mandatelor lui. L-am reconsiderat și mi-am dat seama că a fost un președinte. Față de Băsescu și Iohannis, într-o perioadă politică mult mai complicată în România, a fost un politician mult mai întreg la cap decât ăștia doi. Da, mă. Da, pe bune. În condițiile în care o tinerețe întreagă, l-am urât, l-am disprețuit, l-am înjurat, l-am huiduit. Până una alta ai avut niște mineria de pe vremea lui Iliescu. Da. Da. Și până una alta ai avut niște 10 august pe vremea lui Iohannis. Hai să fim serioși, să compari. Ba. Pe bune? Bă, da, vă dați seama cât de tristă e discuția asta? Da, groază. Noi discutăm, pe bune acum discutăm care a fost mai lepră. Pă și asta bune. O variantă de petrecerea timpului. Da, da. Bă, da, trist, mă. Da, mă, nu, eu chiar sunt trist că n-am avut și noi un Havel, că n-am avut și noi un Mujica, că n-am avut... Pe mine ce mă deranjează și mai mult, ca să revenim la ce face domnul Iohannis aici, este că, bă, nu avem și noi parte, dă un raport... Dă peste hotar, așa că ni se spune și nouă. Dom'le, am obținut pentru România asta. Cum am aflat, de exemplu, că Macron s-a întors în China cu un contract. Va costa. Asta e o problemă. Poate se întâmplă. Dacă eram Republică Parlamentară, băiatul ăsta venea în fața Parlamentului și spunea ce a făcut pe acolo. Dacă eram Republică Prezidențială, trebuia să dea, cum dă Macron, raportul public. Iar dacă eram o republică normală, nu înțeleg, exact, aveam și noi altă parte. Era vorba de așteptat să termine. Acum ce opțiune am avut? Ne fiind nici căcă, nici căcă, pustu ei să rupe, bă, ca să mă explic. Dacă eram normal la cap, nu-l votam pe Iohannis. Stai un pic, că nu se duce, se duce din Argentina doar ca să bifeze o, băi, frate, o destinație, deci, care n-am. Eu nu știu dacă voi v-ați uitat pe site-ul președinției. Cred că n-are. Acolo era programul lui, voi înțelegeți. Că în 3 zile era gol la ziua respectivă? Nu se știe ce a făcut 3 zile? S-o fi dus la aia cu aia, Hoasca. Nu se știe ce a făcut ele 3 zile. Nu, nu intrăm. Bă, măcar de. Da, măcar de, că înseamnă că ar fi șmecher. Da, măcar da. E adevărul că ar trebui să aflăm ce acorduri comerciale s-au semnat sau ce Dumnezeu se întâmplă acolo în America de Sud. Da, da. Mă bucur. Prietenul nostru, Dan Andronic, a venit cu o ipoteză unde cred că are un pic de dreptate. Nu știu, ea zice așa, domne, odată măcar la 10 ani, da? Cam trebuie să mai faci niște vizite din ăsta. Da, mă, dar faci ceva acolo. Bă, iartă-mă. Deci poate fi și asta. Bă, n-avem ce face. Dar trebuie să mergem să-i mai salutăm pe ăștia la fața locului. Nu e adevărat. Dacă vrem din când în când să mai vine cineva care să la București. E o destinație extrem de interesantă. Am încercat și eu să găsesc un... În primul rând că s-a dus el cu nevastă. Alibi, ca să zicem așa. Nu, domne, când te duci, o dată la 10 ani, foarte bine. Măi, iei și 20 de oameni de afaceri cu tine. Mai semnează ea un contract, mai faci. El s-a dus să se plimbe, mă, cu răvășitoare. Se duce Iliescu cu Omar Haisam și colți. Da, bă, da. Da. Eu sunt foarte mândru de poporul meu. E foarte. Domne, și-a luat avion cu cinematograf și dormitor, el și cu piții. Da. Cine? Cu răvășitoare. Nu, are o pisică. Cu, da, cu, cu răvă. Și pentru că e drumul lung, ca să se uită la Bertor și la Lawrence of Arabia. Da, da. Nu cred că se uită la tine. Așa e cum spune Dan. Te duci, mă, odată la 10 ani, normal, că trebuie să te duci să mergi. Nu să știi, am luat de bună. Mă, da, se pare un Robert, așa. Dar și faci ceva, mă. Da, mă, dar ce să faci, mă? Ce, cu ce să te aici duci? Poate că n-ar trebui să iasă, ar trebui să aibă ce un punct de vizită. Ce le vinzi tu ăla din Chile? Hai, mă, nu hotărăști. Tu nu vezi că el a venit și în Chile și pe unde s-a dus? El a vorbit de Ucraina. El a intrat pe modul Ucraina. Pe unde se duce? La Bruxelles, în Argentina, în Chile, mai, în Brazilia. Nu suntem primii care că el de fapt a fost trimis de americani să transmită un mesaj către țările, fie BRICS, cum este Brazilia, fiecare cochetează cu ideea. Americanii dau telefoane, mă. Ce, eu îți spun acum, unii care încearcă să-i justifice. Și pe Iohannis l-au găsit. L-au și găsit, bă, carisma. Tare, se descurc. Genial. Da. Bravo, genial. Bravo americanii, dar l-ați găsit pe Iohannis. V-ați scos! Îl trimite, băi. Da. Eu zic să facem o pauză. Acum, trimiteți-mi pe Iohannis, care carisma. Ne întoarcem cu viralele. Începem, da, cu aia, începem cu doamna aia cu munca, cu frezoanele, da? Hai să ne întoarcem în câteva momente, rămâneți cu noi.